și v-am promis Mulțumesc și că eu. mergem și către mediul prefabricat. Avem doi invitați de seamă. Am să încep cu Ștefan, CEO al EduApps. Este un startup de tech care gestionează programul Clasa Viitorului.ro, program implementat în 5.000 de școli, cu peste 2,5 milioane de utilizatori. Pe domnul Ștefan Apăteanu l-am invitat să răspundă la întrebarea cum arată școala de la firul ierbii, cum aducem viitorul până în școala primară. Ștefan, m-ai auzit? Bună ziua, da, v-am auzit foarte bine. Salutări tuturor invitaților și salutări audienței. Cum aducem viitorul la școala primară? Păi greu, cum să-l aducem? Pentru că trebuiau să facem multe lucruri într-un timp, știu eu, pe care l-am avut la dispoziție înaintea pandemiei și acum trebuie să le facem pe toate pe repede înainte. Iar atunci când încercăm lucruri pe repede înainte, nu ies chiar acum, chiar așa cum ne-am fi așteptat. Ce e nevoie, de ce au nevoie școlile pentru a funcționa bine în aceste vremuri? Sunt cinci lucruri, dacă vreți. Au nevoie de platforme online, au nevoie de profesori pregătiți să folosească acele platforme online, au nevoie de dispozitive cu care să acceseze respectivele platforme, au nevoie de conținut și, nu în ultimul rând, au nevoie de asistența tehnică, pentru că toată această tehnologie prezentă în școli necesită asistență tehnică. Și hai să rupem să vedem ce au de fapt școlile până la urmă. Au într-adevăr platforme gratuite, cum ați menționat, sunt cele puse la dispoziție de Google și Microsoft și sunt undeva la 2,5 milioane de utilizatori și mă bucur că aici alături de noi sunt și reprezentanți de la diferite instituții educaționale care știm sigur că folosesc aceste platforme și poate să vă confirme și acest lucru. Deci, problema platformelor aparent e una rezolvată, în sensul că există conturi atât pentru profesori cât și pentru elevi, aceștia pot intra online, pot lucra fie pe Classroom, fie pe Teams, își pot da partaja teme, pot face videoconferințe așa cum facem și noi acum. Partea de provocare vine la pregătirea profesorilor să folosească aceste platforme. Știm foarte bine că legea educației naționale prevedea acel master didactic. Noi ne așteptam ca în pregătirea inițială ei să facă această să împărțisește această metodă de predare-învățare folosind tehnologia digitală. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat și nu s-a întâmplat an la rând. Iar asta ne duce în situația în care trebuie să învețe foarte repede ceva care ar trebui învățat în ani și ani de zile, practicat. Și ori asta creează foarte multă frustrare. Atunci, ce ne rămâne de făcut este să îi ajutăm cu parte, măcar cu partea de conținut digital deja dezvoltat. Iar aici aveam un alt proiect care ar fi trebuit să fie lansat și n-a fost. Este vorba de biblioteca virtuală. Un proiect de foarte multe milioane de euro care ar fi trebuit să ofere acces la o serie de resurse pe care profesorii le-ar fi putut folosi la clasă cu elevii. Ce mai observăm? Observăm că la nivel de dispozitive s-au introdus foarte multe tablete. Ori tabletele acestea, vă spun sincer, din interacțiunea cu toate școlile, deși sunt un număr destul de mare, de câteva sute de mii, ele n-acoperă nevoia pe care o au elevii, respectiv să aibă fiecare un dispozitiv propriu pe care să folosească și la clasă și la școală. Și de ce nu îndeplinesc? Pentru că, în primul rând, aceste dispozitive trebuie să permită școlii să controleze conținutul afișat pe ele. Și când spun asta, mă gândesc în special la partea de examinare. De exemplu, acum este foarte greu să faci niște examene organizate online, pentru că nu ai acele instrumente care îți permit ca profesor să te asiguri că în spatele tastaturii este cu adevărat elevul și că nu mai are acces pe alte pagini și așa mai departe. Ori, dacă ne uităm mai puțin mai spre vest, există astfel de dispozitive care sunt implementate cu succes, cum sunt Chromebook-urile sau Surface-urile de la Microsoft și toate acestea au sisteme built-in pentru educație și sunt special gândite pentru educație ca să facă față cu succes acestor provocări. Ce mai avem? Mai avem nevoie de, ziceam eu, de asistența tehnică. Păi, dacă luăm toate școlile din România, sunt undeva vreo 6.300 de școli cu personalitate juridică, undeva la maxim 10% au informaticieni.
Oricum ne așteptăm ca restul școlilor, undeva la 80-90%, să ajungă să facă managementul tuturor acestor resurse digitale cu ce? Cu profesorii de limba română, oricât de mult s-au stăduit ei și jos pălăria, pentru că unii o fac și au început să o facă. E foarte greu. Și atunci, într-adevăr, ai nevoie de niște structuri regionale, probabil, care să vină ca suport pentru școlile respective. Și acest lucru, într-adevăr, ar închide cercul și am avea, într-adevăr, un sistem care ne duce mai aproape de viitor. De ce vedem că se întâmplă în statele mai bine dezvoltate, care au înțeles, în primul rând, că trebuie să investească masiv în educație. Adică s-a discutat mai devreme despre salariile profesorilor. Într-adevăr, acestea nu sunt suficiente, dar nici investițiile nu sunt suficiente. Era acea chestiune cu 6% din PIB să aibă educația. Păi niciodată n-a avut 6% din PIB. Acum eu îmi pun mari speranțe în PNRR. Sunt niște fonduri care vin de la Uniunea Europeană și Ministerul Educației va avea acces la aceste resurse să implementeze o serie de proiecte și sper ca managementul acestor proiecte să fie făcut foarte bine, astfel încât cu adevărat banii aceștia să fie absorbiți și să nu mai ratăm iar niște etape. Cam atât am avut eu de zis. Ștefan, când crezi că am putea atinge masa critică de absolvenți cu competențe de bază digitale și cum vezi instruirea profesorilor să folosească noile tehnologii în actul educațional? Păi am să încep cu prima, pentru că e legată de, cu ultima întrebare, că e legată de prima. Dacă vrem absolvenți cu competențe digitale, în mod evident trebuie să lucrăm cu profesorii ca ei să aibă aceste competențe digitale. Ori aceste competențe digitale trebuie în primul rând dobândite în formarea inițială. Ei, înainte să intre în la clasă pentru prima oară, trebuie să aibă deja aceste competențe. Și atunci lucrul acesta înseamnă că trebuie investit masiv în partea aceasta de pregătirea profesorilor, dacă ne așteptăm să avem absolvenți digitali, pregătiți digitali. Așa, din ce am observat eu, problema nu e neapărat la elevi. Nu degeaba le zicem nativ digital. Ei folosesc instrumente digitale de la vârste foarte fragede. Problema este cum integrează aceste instrumente digitale în procesul de predare-învățare. Spre exemplu, mi-ar fi plăcut să văd că la majoritatea școlilor sunt învățați să facă cercetare. E mult mai interesant să îi arăți unui cuiva cum să pescuiască decât să-i dai tu toți peștii. Era în prezentarea lui David acea pâlnie cu profesorul care sufla. Păi noi încă asta avem. Adică nu mai avem la clasă, dar o avem în online. Adică profesorul care făcea lucrul ăsta la clasă o face în continuare online, nu s-a schimbat nimic. Ori lucrurile astea, ca să se schimbe, e nevoie de pregătirea profesorilor. Substanțială. Mulțumesc mult! E bine să ne uităm peste hotare, dar haide să apelăm și la experiența lui Adrian Nicolae, care ne poate da mai...